În cuvinte n-aș putea să-ți spun ce simt când zâmbești, când îmi vorbești, când te ating. Soarele a răsărit cu dragostea ta. Zilele trec și încep doar cu ea. Te iubesc de la pământ la cer. Te iubesc și viața mea ți-o ofer. Noi doi trăim același vis, o poveste de dragoste am scris. Doamna Victoria, doamna Viera, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis. Și cineva a vrut să vă facă ziua mai frumoasă, așa câte un buchet de flori pentru dumneavoastră, așa un buchet de trandafiri frumos. Cum e frumos, trandafiri? Și pentru dumneavoastră un buchet de trandafiri și acest ursuleț. Dar cum credeți, de la cine este surpriza? De la tata, de la soț, de la frate, de la marică și... Nu pot să-mi imaginez, bază, nici pe așa neașteptate, nu pot să-mi imaginez. Avem și o felicitare pentru dumneavoastră și vedem împreună din partea cui. De când ai apărut în viața mea, am renăscut. Viața mea are sens. Mă simt un om împlinit și fericit. Nu sunt perfect, cum nimeni nu este, dar îți promit că te voi face fericită. O să fac imposibilul să fii o femeie fericită. Te iubesc enorm pe tine, pe Maxim și pe Mihaela. Dragă mamă, îți doresc multă sănătate și să știi că te iubim. Iartă-mă dacă poate te-a deranjat ceva la mine, comportamentul meu poate nu a fost chiar perfect, poate fără să-mi dau seama am mai greșit, dar să știi că îți vom fi alături mereu ție la toate. Vă iubim și vă vom respecta așa cum meritați maxim respect pentru tine și tata. Să fie special și pentru el. E departe cu munca, dar îi cer lui Dumnezeu să locrotească și să ajungă cu bine acasă. Cu drag, Valerică! Nu mă mulțumesc cât de ieri de bați. Da, eu nu mulțumesc frumos, Valeriu. Îți dorim cu noi multă sănătate și fericire și să ne stimăm așa cum suntem. Deci cum m-am așteptat, dar așa chiar nu mi-a scris acum, deci mai ai 30 secunde și am vă arăt ceva, Valeta. Nici cum m-am așteptat la așa ceva. Asta e și mie frumoasă de citare. Să ne bine mulțumim și-l iubim și poate ne vedem în curând. Deci, mulțumesc, Vale! Iubesc mult! O poveste!